Dintre valorile și principiile 10 la număr din programul de guvernare anunțat de premierul PSD Marcel Ciolacu, cea mai virală a devenit asta de la punctul 7, citez. Luptăm ca românii să nu mai fie sclavii moderni a Europei cu cele mai mici salarii din UE. Dacă vorbim despre măsuri concrete, acesta propune de fapt suma de 500 de euro de la 1 ianuarie 2024 ca nou salariu minim pe economie pentru tinerii care au împlinit 26 de ani și pentru cei care au un copil în întreținere. Acum, domnul Ciolacu, în decalog vorbiți despre adoptarea salariului minim european și la propuneri veniți cu 500 de euro condiționați de vârstă și de existența copiilor în întreținere, în timp ce, din datele de astă toamnă de la Institutul Național de Statistică, coșul minim de consum ajunsese la peste 3.200 de lei pentru o persoană singură, a depășit 5.300 de lei în cazul a doi adulți și 7.100 de lei în cazul unei familii cu un copil. Adică nu vom mai fi sclavii moderne Europei dacă vom avea un salariu minim mai mic decât coșul minim de consum și mai mic decât salariul pe care îl primim prin Europa dacă, nu știu, mergem la cules de castraveți? Ca să nu mai spun că, pe lângă salarii, românii mai pleacă și pentru că aici sunt în evul mediu și în ceea ce privește digitalizarea trâmbițată în toate campaniile și în ceea ce privește educația, care de 8 ani de când s-a dat lege cu acordarea a 6% din PIB are tot până în 3, dacă are noroc, și asta înseamnă că viitorul copiilor lor este tot de sclavi și tot așa. În programele de guvernare de până acum găsim 10 de obiective care n-au fost atinse niciodată. Cum ar fi ăsta cu pensiile speciale despre care zilele trecute spuneați că o rezolvați? Nicio problemă. Și până la urmă le-ați amânat vreo 6 ani să aibă timp speciale, să atace în instanță măsura, să câștige, iar în timpul ăsta să le arătați celor de la Comisia Europeană că v-ați ocupat de subiect. Dacă am cât de proști ne credeți să ne prindem că ați plagiat din discursul celor de la AUR partea cu iobagii Europei și ați modificat expresia în sclavii moderni a Europei doar ca să le luați din votanți. Iar asta cu cele 10 valori și principii care să ducă cu gândul la cele 10 porunci și să-i facă pe creștini să se gândească la misiunea hristică a coborâtului pe pământ Marcel este clar îndreptată spre o mare categorie din electorat. În timpul acesta, Rareș Bogdan, prim vicepreședintele PNL, declară, citez: nu sunt nici eu sclav moderni și nici românii nu sunt sclavi moderni. Românii care au plecat în afara granițelor sunt oameni care muncesc, care și-au format acolo o carieră, care și-au făcut un rost în viață, sunt oameni respectați în comunități. Da, stimate Rareș, dar formularea corectă ar fi că nici dumneata nu ești sclav, nici românii nu sunt moderni. Cât despre respect, stau dovadă imaginile din timpul pandemiei. Da, alea cu românii înghesuiți pe aeroport să plece la cules paranghel, alea cu locurile de cazare pe la fermele unde lucrau. Da. Vă mulțumesc pentru atenție, eu sunt Andrei Tetiva și ne reauzim săptămâna viitoare, tot aici în Viva Trafic pe Viva FM la 14:40 cu o nouă ediție din...